dragi prieteni, vă spun astăzi din însoritul Madrid și dacă toți suntem într-o țară atât de frumoasă, atât de caldă și atât de primitoare, vreau să vorbim astăzi despre una dintre florile simbol ale Spaniei, despre leant. Cel mai frecvent, leandrul se înmulțește prin butaș, atât butaș de vârf de lăstar, cât și de fragmente de lăstar. Asta ne ajută atunci când avem un lăstar mai lung și putem obține două plante din el. Ca să fie viabil, butașul de leandru trebuie să aibă trei noduri, aceste trei umflături pe care le găsim pe tulpină. După ce am dat jos frunzele de la bază, a rămas perechea din vârf, facem această tăietură oblică sub al treilea nod. În acest fel, partea care va absorbi apa este mai mare și atunci șansele lui ca să înrădăcineze sunt mai mari. Butașul de leandru poate fi pus la înrădăcinat fie direct într-un pahar cu apă, fie într-un amestec de turbă și perlit. Temperatura optimă pentru înrădăcinarea butașilor este de 25-28 de grade, iar umiditatea atmosferică în jur de 85%, ceea ce înseamnă că va trebui să pulverizați periodic planta pe frunze. În aceste condiții, butașii înrădăcinează în 2-3 săptămâni. Perioada optimă de înmulțire a leandrului este primăvara sau la sfârșitul verii. Puteți însă înmulți planta chiar și în alte perioade ale anului. Atenție mare însă vara. Vara planta este înflorită, iar ca să avem un butaș care are șanse reale de înrădăcinare, el nu trebuie să aibă niciodată flori sau boboci, pentru că atunci întreaga energie a plantei este canalizată spre întreținerea florilor și nu spre emiterea rădăcinilor. După înrădăcinare, leandrul se plantează într-un amestec de pământ de pădure, turbă și nisip în părți egale. Găsiți însă la magazin și amestec de pământ de flori special pentru arbuștii floriferi. Sper că v-ați împrietenit cu leandru, sper că de astăzi îl apreciați mai mult. Până data viitoare ne întâlnim pe Facebook, Îngrijirea Florilor, ne întâlnim pe site www.îngrijiraflorilor.ro. Vă aștept întrebările, vă aștept sugestiile și numai de bine!